Acest fermier deține o fermă de 18.000 de găini ouătoare în Mehedinți și spune că în cei 10 ani de activitate nu a avut niciodată probleme din cauza gripei aviare. Bărbatul spune că a reușit acest lucru pentru că a respectat cu strictețe măsurile de biosecuritate în fermă. El mai crede că pentru a evita să afectăm și să distrugem fermele de păsări din România, ar trebui ca importurile din țările afectate de gripa aviară să fie sistate. Noi tot timpul avem grijă ca normele de biosecuritate să fie respectate cu strictețe și niciodată de 9 ani de zile de când dețin această fermă n-am avut vreo problemă cu gripa aviară sau cu alte boli sau cu probleme în ceea ce privește produsul nostru. Decizia de a nu mai face comerț cu păsări la nivelul țării a lovit în special în deținătorii de afaceri de clozare, care creșteau pui pentru vânzare în comerț, dar i-a lovit și pe țărani care nu își mai pot vinde munca la piață. Autoritățile spun însă că este singura cale de a evita răspândirea bolii la nivel de țară. Restricțiile puse sunt inacceptabile. Nu se poate să îngrădești un om ca în curtea lui să crească un porc, să crească o găină, pentru că pe lângă alte surse de venit exterioare și în gospodăria proprie era de ajutor. Ne-am vaccinat, da, și le pun și în apă, le pun pastile, iau de la doctorul veterinar. Am vreo 40 de păsări, până acum nu. Practic ați luat măsuri preventive? Da. Știți că au mai fost episoade destul de... A mai fost, dar eu știu, domnule, când cu gripa aviară, când cu gripa porcină, când cu vaca nebună, nu mai înțelegi nimic. Pe razna județului Mehedinți au fost înștiințate toate OAT-urile în scris în vederea anunțării populației cu toate măsurile necesare și a operatorilor economici de pe raza de competență. În acordul activității există riscul apariției și propagării gripei aviare. De asemenea, s-au efectuat controle la toate târgurile de pe raza județului Mehedinți împreună cu reprezentanța ai IPJ Mehedinți și ai jandarmeriei pentru a împiedica comerțul cu păsări. În luna mai, în România au fost descoperite 5 focare de gripă aviară, primul la o fermă din localitatea Ungheni. Din păcate, în urma vânzării de păsări de la această fermă, virusul a ajuns în alte 4 ferme din județele Mureș și Harghita.